Mă numesc Ildi Codadai, am 60 de ani și am doi fii, deja adulți, de la 35 și 32 de ani. Și vreau să vă împărtășesc că se poate naște fără durere și nu numai că avem noroc sau nu avem noroc, ci putem avea mare contribuție să reușim aceasta. Totul, deci ceea ce depinde de noi este să ne pregătim corespunzător. Pregătirea asta este mai complexă. Bineînțeles, în primul rând, controlele medicale, laboratoare, toate cele, acolo toată lumea știe, nu am ce să spun în mod special. Dar pe lângă aceasta, pregătire fizică, adică exerciții, gimnastică, care chiar sunt specifice sarcinii și corespunzătoare fiecare etape, în mod distinct. Exerciții respiratorii foarte mult, exerciții de relaxare și cel mai bine mod pentru relaxare, chiar și fizic, și exercițiile fizice și respiratorii, recomand foarte mult prin yoga, pentru că yoga cuprinde frumos ca și în tot întreg, toate aceste aspecte. Și pe lângă asta trebuie și o pregătire psihică, adică să ne pregătim în mod corespunzător ce se întâmplă la naștere, ce se întâmplă în timpul sarcinii mai înainte, bineînțeles, toate cum decurg. Ideea principală este că durerea la naștere nu este necesară. De aici trebuie să pornim. Dacă nu sunt cazuri patologice și asta înseamnă că ceva acolo în jur de 5% din toate cazurile, atunci nașterea în mod normal și natural ar trebui să decurgă fără dureri. Dar pentru asta trebuie o pregătire specifică, să știm ce avem de făcut, să exersăm ce avem de făcut și atunci, în timpul nașterii, se poate naște chiar fără dureri. Chiar dacă pare science fiction, poate, totuși este posibil, pentru că cel puțin un caz este, pentru că eu am